Comunitatea de experți din țară îl creditează pe Igor Dodon cu cele mai mari șanse de a câștiga prezidențialele din toamnă. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData cu participarea specialiștilor din diferite domenii. Potrivit rezultatelor sondajului, experții susțin că sunt puține șanse ca alegerile prezidențiale din acest an să iasă cu un învingător din primul tur. Astfel, 75% dintre experți consideră că în cazul în care în turul 2 de scrutin ar ieși Igor Dodon și Maia Sandu, actualul șef al statului ar obține victorie. Doar 25% dintre experți cred că la președinție ar veni liderul PAS. În cazul în care în turul 2 ar ajunge Igor Dodon și Andrei Năstase, șansele președintelui actual de a obține al doilea mandat sunt prognozate de 90% dintre respondenți. Experții participanți la exercițiul sociologic au fost întrebați și despre posibilitatea unui scrutin parlamentar anticipat în acest an. O intenție în acest sens a fost enunțată anterior de liderul PAS, Maia Sandu. Astfel, peste 2/3 dintre respondenți au spus că sunt puține șanse pentru alegeri anticipate. Dacă totuși acestea ar avea loc, jumătate dintre experți au spus că de câștigat ar avea Partidul Socialiștilor și doar o pătrime dintre ei au cotat drept câștigător Partidul Acțiune și Solidaritate. Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 22-28 ianuarie, printre 20 de experți din diferite domenii.